Comisia în care sunteți, în Comisia? Buget, finanțe. Activitate bancară. Ați mai fost mai de... Mai rar. Vă place? Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică, suntem la postul național de televiziune Capital TV. În această seară vom discuta despre mândria de a fi român și veți înțelege imediat de ce am ales acest titlu, pentru că s-a tot discutat, odată ce România a intrat în Uniunea Europeană, s-a produs acel exod de cetățeni români care au plecat în străinătate, bineînțeles, din motive economice, mare majoritate, datorită faptului că statul român nu a fost în măsură să asigure, nici până în prezent, vorbim din 2007 până în 2021, acea modalitate de realizare a unui nivel de trai decent, pentru că, potrivit articolului 47 din Constituție, statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Mai mult decât atât, încă din 1991, privitor la românii din străinătate, spune foarte clar legea fundamentală în articolul 7 că statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierilor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase. Iar, potrivit articolului 17, cetățenii români în străinătate se bucură de protecția statului român și trebuie să-și îndeplinească obligațiile, cu excepția celor care nu sunt compatibile cu absența lor din țară. Însă, ce trebuie spus, în afară de faptul că s-a înființat Ministerul pentru Român de Pretutindeni în anul 2017, a funcționat o perioadă de 3 ani, până în 2019, începutul anului 2020, când a fost desființat și s-a transformat în Departamentul pentru Român de Pretutindeni, condus de un secretar de stat aflat în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Însă, în perioada 2012-2016, aveam ministru delegat pentru Român de Pretutindeni. Dacă vă amintiți, regretatul Bogdan Stanoiviș, Dumnezeu să-l odihnească în pace, care a încercat, în perioada cât a exercitat mandatul de ministru delegat pentru Român de Pretutindeni, să refacă legăturile cu românii din Valea Timocului și a avut o activitate destul de laborioasă și de bine documentată, pentru că a trăit o lungă perioadă în Franța. Realitatea însă astăzi este că în străinătate avem un număr foarte mare de cetățeni români, aproape 6 milioane de cetățeni români, practic vorbim despre o altă România acolo, însă statul român fie nu are pârghiile necesare pentru a asigura cetățenilor români din străinătate posibilitatea de a-și exprima identitatea etnică, culturală, lingvistică, religioasă. Știți că avem probleme foarte mari în Ucraina, în sensul în care nu se mai permite ca limba română să fie folosită în școlile de acolo. Atitudinea a fost luată cât mai în ultimul timp de Alianța pentru Unirea Românilor prin copreședintele Claudiu Târziu, pentru că acesta este și președintele Comisiei pentru Românii din Diaspora în Senatul României. Însă vom vedea dacă se va realiza în acest context ceva, pentru că și minoritatea maghiară din Ucraina are probleme, dar acolo statul maghiar sprijină într-un totul alt mod modalitatea de exprimare a identității naționale a acestora. Însă mândria de a fi român se manifestă pe toate palierele vieții politice, culturale, economice, în special în străinătate. În România, mândria de a fi român a început să se manifeste pregnant, în special în momentul în care s-a discutat despre simbolul național, identitate națională, despre naționalism, despre aducerea la cunoștință a prejurării că în 31 de ani, din păcate, instituțiile statului nu au funcționat, nu s-a produs
plus valoare aproape niciun domeniu de activitate, ceea ce a scos în evidență anul trecut, în special Alianța pentru Unirea Românilor, dovadă scorul pe care l-au realizat la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Pentru că mândria de a fi român este o onoare, este o modalitate de a putea în străinătate să te mândrești, dar și aici, am invitat în această seară, să vedeți, doi invitați speciali și încep prin domnul senator Mircea Dăneasă, senator din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Bună seara, domnule senator! Bună și mulțumesc seara pentru prezența în emisiune. Și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Care este pictor, sculptor, deci mândria de a merge pe mai departe cu identitatea, arta românească, nici nu poate fi pusă la îndoială, pentru că și pe acest palier discutăm despre mândria de a fi român și în platou, pentru prima dată la Capital TV, și mă bucur mult că l-am alături de mine, este vorba de domnul Dan Dima, care este cetățean român stabilit în Franța, jurist de profesie. Bună seara, domnule Dima, seara, și mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Și aș începe cu dumneavoastră, pentru că, iată, și astăzi, din păcate, în România am avut un nou record la ATI, 1396 de persoane, iarăși numărul cazurilor de COVID a început să crească, numărul de persoane decedate la fel. Care e situația în Franța? Cum ați trecut acolo cu această ce să spun, traumă mondială până la urmă? Aș începe puțin cu istoricul. În Franța am avut o ministră a sănătății care se chema Agnès Buzyn. Doamna Buzyn a demisionat în luna ianuarie, după ce a spus că măștile nu serveau la nimic și că nu avea niciun sens să purtăm măști, după ce a interzis acel medicament mult discutat și discutat al profesorului Didier Raoul, hidroxiclorochina, plachenilul, cum se cheamă, însă dânsa a lăsat puțin să se înțeleagă că, de fapt, ar fi fost vina președintelui, că nu a luat măsurile care trebuia în timp util, pentru că această pandemie, cum o numesc unii pandemie, alții, ar fi început cu mult timp înainte, de prin 2018. Adevărul este că au fost foarte multe cazuri de îmbolnăviri, de gripe care au fost puțin mai dure, mai severe decât în anii precedenți. Și eu aș zice că, da, mă rog, nu spun nimic nou, nu se mai vorbește de gripă, dacă observați, se vorbește doar de COVID. COVID SARS-CoV-19. Da. Mă că n-au actualizat-o la 2021. Cum ați în Franța? Haideți să vă întreb totuși un lucru foarte important. În 2019, la sfârșitul anului 2019, cel puțin, și domnul Dăneasă fiind aici prezent, poate momentul ăla și o să ne explice, nu se gândea că o să intre în viața politică. Vorbesc de anul 2019, în care a avut loc moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, cu puține șanse de reușită la acel moment, pentru că Partidul Social Democrat era convins că acele calcule nu o să iasă. Au mai fost două, trei încercări de moțiune de cenzură nereușite din partea opoziției. Și cu toate astea, în 2019, în octombrie, a reușit moțiunea de cenzură. Deja în China, virusul începea să producă victime. Nu ne așteptam să ajungă și spre Europa atât de curând, deși, la începutul anului 2020, aici vorbesc, în Franța, în Italia, în Spania, locurile unde sunt foarte mulți cetățeni români, e adevărat, cei mai mulți se află în momentul de față în Italia, 1.200.000, urmează Spania, Franța, Germania. Statul român însă nu a tratat cu, zic eu, multă implicare această posibilitate ca România să ajungă COVID-ul, mai ales că avem cetățeni români în străinătate foarte mulți. Știți foarte bine discuțiile, că e o gripă, e exact ce a spus dumneavoastră până acum. Însă, în luna martie ne-am trezit că pe 15 martie se instituie starea de urgență în România. Când aveam un număr de cazuri, aș zis la vreo 1000 de cazuri, dacă nu mă înșel. Cum a fost în Franța? Deci, dacă vă aduceți aminte cum a început, și apoi să întreb pe domnul Dăneasă, ce făcea în momentul ăla, în ianuarie, februarie 2020, după ce termină domnul Dima? Vă rog. Deci, în Franța, presa a amplificat această problemă a pandemiei
la proporții inimaginabile, încât politicienii parcă au urmat. A apărut foarte multă, multe cadre medicale care au luat atitudine, printre care a fost chiar profesorul Luc Montagnier, laureat al Premiului Nobel de Medicină, care a spus, dom'le, asta nu poate să fie ceva natural, zice, este din ce spunea dânsul și nu spun prostii, că asta se pot găsi pe YouTube și pe internet aceste interviuri cu dânsul, spunea, zice, este o făcătură, este o combinație a HIV-ului, a virusului HIV-ului, cu o tulpină a gripei. Evident că presa l-a interzis din momentul acela acest profesor Luc Montagnier, laureat totuși al Premiului Nobel de Medicină, mă gândesc că nu se dă Premiul Nobel de Medicină la orice ne-a venit, a fost interzis. După care Emmanuel Macron a avut o vizită la Didier Raoult, care spunea că nu este ceva foarte grav, că hidroxiclorochina, dacă virusul este, dacă boala e tratată din timp, hidroxiclorochina pe care dânsul a folosit-o cu foarte mulți ani înainte, el are un institut de virusologie la Marsilia, poate să trateze această problemă. Eu când am fost în Africa, de pildă, am luat această hidroxiclorochină. Dar nu pot să iei oricum, asociată cu azitromicina. Deci, foarte multă lume, am înțeles, chiar senatori, apropo de senatori, care s-au îmbolnăvit în România, au fost tratați cu acest medicament. Dar eu aș spune că presa a luat așa amploare, a dat așa de multă importanță și de asta mulțumesc pentru invitație. A fost plătită și în Franța, presa, cum s-a întâmplat la noi, au fost alocate o sumă foarte mare de bani pentru a promova modalitatea în care oamenii trebuie să menajeze față și de și de unde la început toată lumea a spus nu purtați măștile, ieșiți, nu e niciun fel de problemă, deodată s-a instaurat această stare de urgență și toată lumea a trebuit să poarte măști. Problema este că doamna Buzan, ministrul sănătății, până în luna februarie 2020 a dat demisia. S-au purtat foarte multe, s-au depus foarte multe plângeri împotriva dânsei și acum am aflat că este numărul 2 la OMS. Măcar avem un medic acolo, că din câte am înțeles, la OMS nu exista niciun medic până ce a venit doamna Buzan. Acum, da. Ne oprim puțin, va fi domnul senator Dăneasă. Da. Deci, mă interesează în 2020 ce făceați, cum s-a produs momentul în care v-ați hotărât să intrați în viața politică și de ce? N-are legătură cu COVID. N-are. Glumesc. Da. Trecem de la COVID la... Nu, discutăm și COVID și problema asta, cu... Da, da. Se poate trece, dar... Nu. Până nu... Ce făceați dumneavoastră în momentul acela când, la nivel... Local, național, se discuta despre ce puteam la problem. Nivel local. A fost o chestiune pe care a remarcat-o toată lumea, să știți. Incipient, ministerul a bagatelizat ideea că nu există, că e o răceală, o gripă ușoară. Și de la această opinie s-a trecut brusc la... spaima unui virus implacabil care o să distrugă planeta. Și erați la Suceava? Unde erați? Da, sigur, eram în Suceava. Da. Eu veneam prin București din când în când, că mai am și aici un atelier, dar nu vreau să facem publică chestiunea că eu sunt artist plastic. Eu sunt specialist în macroeconomie astăzi. Da. Asta e sarcina și mă pregătesc chiar serios să înțeleg lucrurile, pentru că la ora actuală accentul trebuie pus pe problemele stringente, iar problema numărul unu în România de stringență maximă este economia. Eu am avut, după 90, chiar dinainte de 90, am lucrat în producție, eram designer într-o fabrică care făcea peste 50% producție de export și a fost în vremea aceea, 80, când am terminat facultatea, am luat repartiția la fabrica de sticlă din Suceava, primul contact cu fabrica. Mai există? Chiar sunt implicat în producție. E singura fabrică de sticlă care a mai rămas în viață. Face 100% export,
cu un personal de 10 ori mai mic, de la 3.000 la 300, însă facem export 100%. Supraviețuiți, e important că supraviețuiți. Știți că dacă faci export, ești dezavantajat pentru că trebuie să transformi valuta în lei și transformarea este în dezavantaj, întrucât leu are o mărime cam exagerată. Dar, mă rog, sunt mai multe impedimente care ne încurcă. Dacă o vrea Dumnezeu, o să supraviețuim. Dacă nu, pățim ce au pățit cele 14 fabrici de sticlă. Închidem. Oricum, noi nu luăm de vreo 2-3 ani dividende. Dar dăm salarii la niște oameni. Eram și profesor de la Colegiul de Artă din Suceava, după aceea am ieșit la pensie și ca să nu pierd timpul degeaba, s-a întâmplat să mă implic în ceea ce fac acum. A fost o chestiune istorică. Scuze, vă gândeați de atunci că o să vă implicați în idei nu. Care să aibă în vedere găsirea soluțiilor pentru relansare economică? Nu, pentru că situația era foarte clară pentru mine că economia românească da, e o cale de ieșire. Va dispărea. Da. În ritmul în care a început distrugerea ei. Trebuie să vină capitalul străin. Nu există niciun instrument de a te opune tăvălugului corporatist. Gândiți-vă și dumneavoastră, cum poate să intre pe ring în fața unui boxer profesionist un ciobănaș de la oi cu zero antrenament. Noi am intrat în competiția mondială în 90 fără antrenament specific acestei competiții. Antrenamentul nostru era acela pe care îl oferea economia socialistă. N-a existat economie capitalistă. Noi am avut o economie socialistă. Trecerea de la socialism la capitalism făcută de idioți a generat criminalitate economică. La care din idioți vă referiți? Mă refer la clasa politică post-comunistă. Nu. Toată clasa politică. Clasa au contribuit fiecare în parte. Vă rog, vă rog. Știți că spune Eminescu, toți trebuți având virtute. Iar în ei monedă clapă. Quintesență de mizerie. De la creștet până la talpă. Perfect. Și în politică, mă scuzați că mă întreb, în politică nimic nu e întâmplător. Deci și din păcate, în modul idealist despre. Dar lucrurile astea eu le știam din 1987. Era un 87. Era un plan pentru distrugerea economiei românești, pentru înlăturarea lui Ceaușescu. Sunt lucruri care nu cred că le pot spune. A fost... Să-mi rispierea. Și chiar puțin mai tare. Nu vreau să... Dar nu, aveți dreptate, dar puteți să spuneți. Dar de ce nu? Sunt de acord cu dumneavoastră. A fost un personaj foarte... Domnul Diman, da. Aveți în față domnul senator Dăneasă. Mă protejează domnul senator. Nu. Nici nu vă provoacă, nici nu vă protejează, însă vrea să înțeleagă și eu, sincer, îl apreciez pentru asta. Care e fenomenul care a dus la degringola de asta economiei românești? Deci, hai să luăm cu 1987. Vă rog frumos. O clipă, doar că vreau să vă fac o introducere. Nu, vă ridic o minge la filă. E mai bine așa. Vă ridic o minge la filă. Aveți dreptate. Acel personaj, Nicolae Ceaușescu, era indezirabil pentru economia europeană, americană și așa mai departe. A avut această impertinență să plătească datoriile unei țări care pornise de la subdezvoltare. Deci România pornise din nivelul țărilor subdezvoltate. Și a ajuns să devină un jucător de luat în seamă pe piața mondială. Mai mult decât atât, a avut și impertinența să intre în jocurile politice mondiale. El era în relație și cu statul evreu și cu arabii. A avut curajul. Eu am spus în ghilimele, pentru că da. Nu vreau să-i contrazic pe prietenii care l-au... Care prietenii. Care? Care îl critică și care... Nu, care l-au suprimat. Care l-au suprimat. Ah, da. Asta a fost o altă poveste. Eu îi știu pe unii din ei și chiar am întrebat. Acum, chiar asta nu pot să spun aici pe tratul. Și mi-a zis, da, domnule, așa era... Trebuia să fie atunci, în momentul puțin mai tare, respectiv. Puțin mai tare. Și în momentul respectiv, așa trebuia să facem.
Nu le dau numele, că pe aia mă trezesc cu procese și la vârsta mea nu mai am nevoie de astfel de lucruri, dar fiind un adevărat român, cum cred că suntem foarte mulți în sufletul nostru, cu toate că de multe ori suntem dezamăgiți de ce se întâmplă pe plan politic în țară, dar ne trebuie timp până să înțelegem că clasa politică e una și poporul român e altul, e altceva. Știți că marele... Întotdeauna a existat această clară eu revin la deosebire. Cel care consider părintele fondator al limbii române, care a plătit cu viața pentru că a avut curajul să iubească acest popor. Nimeni n-a scris ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Poezia asta atât de frumoasă. Noi nu mai citim pe Eminescu. Eminescu n-a fost doar un poet. A fost și un mare scriitor politic. Când el scria că dau guverne. Și știți că într-una din poeziile lui spune așa: nu-i ordinea firească, apropo de politicieni, ce ei a fi susțină. Averea să apere, da. Mărirea șalor. Bine, e brațul tău în ramă ca să lovești în tine. Okay. Și pe voi, contra voastră, la luptă-i vământ. Avem asta în ziua de azi foarte la modă. Și da. Mai spune, nu să ne apucăm să recităm Ionescu toată seara, și de întrebați atunci vouă, ce vă rămâne? Lacrimi pe o neagră pâine, mizeria pătată, copilele în rușine. Toată Franța și Italia și peste tot e plină de prostilor românce. Stau precum lampadarele astea care cu mine sunt străține. Peste tot. Vedeți? Ei tot și voi nimica, ei cerul, voi dureri. Atunci, pe vremea lui Eminescu, împărat și proletar, era o problematică care se întâmpla într-o ecuație românească. Acum împăratul nu mai este în țară. Dar împăratul nu știm unde este, este unul tainic, dar mai mult. Ați vorbit despre la dinauri, dar nu știu dacă v-ați dat seama. Împăratul sunt aceste mari concerne economico-financiare care dictează politica. Deci nu, politicienii nu mai au nicio putere niciunde, să știți. Deci ala românii zic, domnule, ala ministru, asta dăm jos, la... puteți să dați jos pe oricine, pentru că decizia nu mai aparține poporului. Decizia aparține marilor finanțiști, marilor concerne care decid. Uitați, exemplu, Franței, l-a numit pe acest Macron. Nimeni nu se aștepta. El a venit la Banca Rothschild. Nimeni nu se aștepta. Se pare că a avut și o urechelniță în timpul ultimei dezbateri cu Marine Le Pen. Dar întrebarea pe care și-au pus-o și francezii, domnule, Marine Le Pen asta era bună când făcea discursul ei, manifestele politice, peste tot, era chiar excelent, era un bun orator. De, la ultima dezbatere, ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat așa, parcă s-a pierdut. Mulți au spus că era obosită. Că... Nu, probabil, da, obosită și s-a enervat, a avut un discurs cam agresiv care a nu, fost a avut, taxat. A avut un discurs așa cu gesturi de mejeră, cum se spune în Franța. Mejeră sunt cele care fac consiergele astea, care stau acolo la intrare în bloc și observă cine intră, cine iese și curăță scările. Deci n-a avut un discurs... Mai există și acele influențe psihologice, electronice, care pot să bulverseze puțin absolut, mental. Absolut. Eu sunt convins. De fapt, la noi în 89 a fost un război psihotronic. Eu acum revăd discursurile și dezbaterile care au fost între PNCCD, pe care eu l-am ajutat pentru că l-am cunoscut foarte bine pe domnul Rațiu. Noi făcusem acolo în Franța UMRL-ul, Uniunea Mondială a Românilor Libere, din care a făcut parte diversi români la vremea respectivă. Însă ce s-a ales din toate astea? Nu s-a ales absolut nimic. Eu am venit cu ajutoare în 90. Am adus ajutoare la PNL, i-am făcut chiar sigla. O să dovedesc ce spun, nu e cu acte, cum vorbesc prostii. La PNCCD l-am cunoscut foarte bine pe domnul Coposu, Cornel Coposu. Sunt multe de povestit, sunt lucruri care cred că dacă le-aș spune pe un post de televiziune, sigur așa are probleme. Prefer să nu le spun, pentru că, știți cum e, nu e political correct. Dar ce mai înseamnă political correct în ziua, în ziua de azi, în care, practic, românii sunt obligați să emigreze, să-și vândă corpurile, că nu e așa simplu să te prostituezi, lumea critică fetele astea, dar în momentul în care te naști într-o familie săracă, în care n-ai nicio șansă să faci o școală, oricare ar fi ea, în care deja n-ai ce să mănânci, cum mai poți atunci să faci să înveți o meserie? Noi nu mai știm marea majoritate să vorbim în limba română. Uitați-vă și la politicieni. Uitați-vă cum vorbesc unii deputați, senatori. Știți, gramatica se studiază până în clasa 8-a.
Și asta e grav, întrucât sintaxa limbii române este o materie în sine care a trebuit studiată nu numai până la bacalaureat, ci și în facultate, pentru că sintaxa limbii române îți dă capacitatea logică și de construire a ideilor, fără sintaxă. Îți dădea, domnul Dănea, să știți de ce? Da. S-a pierdut din importanța ei, deși este elementul semnificativ prin care dovedești că știi să vorbești cu subiect și predicat, știi ca într-o frază să poți să nu faci greșeli de exprimare, însă în condițiile în care calculatorul, telefonul, tableta, a luat locul și folosești au preluat o parte din funcțiile creierului. Exact. E foarte greu să mai poți să gândești că mai sunt oamenii care erau după 1990. Da. L-am ascultat cu mare atenție pe domnul Dan Dima și l-aș întreba, pentru că are o mare dreptate. Dumneavoastră știți foarte bine. Apropo de educație, sănătate, cultură, a spus foarte bine că toate domeniile vieții economico-sociale în momentul de față sunt la pământ. Parlamentul României, nu vorbesc de toți oameni, nu putem generaliza, însă 92-96, că bănuiesc a prins, 96-2000, măcar să vedeți dezbaterile care aveau loc pe argumente, pe concepte. Era o plăcere să asculți acei oameni care vorbeau în Parlamentul României. Astăzi nimeni nu mai vorbește nimic, totul se stabilește dinainte, poate nici aici la noi nu se stabilește, mă refer la cei care conduc destinele statului român. Și, din păcate, știți și dumneavoastră foarte bine că în loc să vă ocupați de proiecte de legi, de lege și de propuneri legislative care trebuie să fie cele mai importante, vin fel de fel de ordonanțe de urgență care trebuie să le aprobați sau să le respingeți în funcție de raportul care l-au de acum 5-6 ani. Nu să ne ocupăm de așa ceva. Plus alte aspecte. Nu e vina parlamentarilor de acum. E vina modalității de reglementarea regulamentului Camera, legii 96/2006, dar vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți un om școlit, pot să spun în vechea gardă, să-i spun așa, dar cu concepție și cu o competență, cu un profesionism, așa cum e și domnul Dima și mulți alții, pe care nu prea mai regăsim astăzi. Vă întreb în Parlamentul României. Sunt mulți tineri deputați, pentru că pentru a fi deputat trebuie să ai vârsta de minim 23 de ani. Senator, 33 de ani. Spuneți-mi și mie, dintre cei tineri, e vreunul care să vă fi impresionat atât de mult? Toți sunt geniali. Haideți să revenim ce? La... Genial între ghilimele spus. Haideți să revenim. Pe asta, apropo de ce a spus el. Știți, avem pretenții să fim cum am fost, dar mai putem? Asta e problema. Mai putem oare? Era sintagma aceea 90. Tineri frumoși și liberi. Da. Au ajuns acum că li s-ar potrivi sintagma tinerii idioți și liberi. Să mă ierteți. Da, bine, între ghilimele spus, da, metaforii. Nu jignim pe nimeni, dar e o realitate cu care ne confruntăm în ziua de azi. Spunând dumneavoastră înainte... Eu mă uit la dumneavoastră și ce scuze, spun un singur lucru și apoi vă las să vorbiți amândoi, pentru că nu vreau să acoperez eu discuția, fiindcă de-aia v-am și chemat aici în emisiune. Mă uit la dumneavoastră, domnule senator. Sunteți dornic să învățați toată bucătăria parlamentară, ca să fiți la curent cu tot ce se întâmplă, să fiți în cunoștință de cauză când elaborați ceva, când faceți ceva. Câți fac asta în Parlament? Sultan, pentru mine e o plăcere, chiar o distracție. Știu, e onoare, dar de ce nu ești pentru ei? Nu, e onoare, e o distracție. Eu la viața mea am învățat tot timpul și lucruri mult mai grele. Ați învățat întotdeauna. Ușor de înțeles. Sunt lucruri de o logică minimală. Nu trebuie mai mult de 8 clase, de pe vremea când se făceau cele 8 clase ca lumea, ca să înțelegi și să practici responsabilitățile. Vă obligă mandatul de parlamentar să faceți asta?
în conștiința dumneavoastră? Nu știu, nu de ce nu-i obligă și pe ei? Dar nu m-am gândit. Nu se oblige din punct de vedere juridic. Se oblige din punct de vedere a conștiinței. De ce nu fac asta? Stați un pic. Domnul Sultan, dar s-a schimbat conștiința. Acum s-au schimbat valorile. Acum nu mai este corect politic să ai conștiință. Pentru că dacă aș apela la conștiință, atunci ar trebui să fac discriminare. În limba română, discriminare înseamnă deosebire. Discriminare pozitivă. Nu, asta da, sigur. Dar discriminare, vă rog, logic, înseamnă deosebire. Păi cum să nu fac deosebire între roșu și albastru? Cum să nu fac deosebire? Dacă nu sunteți daltonist? Exact. Deci discriminarea trebuie făcute, dar nu trebuie făcute în sensul denigrativ. Sau denigrator, da. Denigrator. Nu, nu. Pentru că dacă nu facem deosebirile, ajungem să amestecăm răul cu binele și cel mai pervers rezultat este atunci când ai amestecat adevărul cu minciuna. Adevărul e adevăr, minciuna e minciună, dar când vreau să legitimez minciuna, îi introduc o mică cantitate de adevăr. Asta era tehnica sofiștilor în antichitate. Și ajunseseră să fie niște avocați performanți și scoteau la lumină sau puneau în ecuație niște nedreptăți care au generat efecte încât Aristotel a fost nevoit și a fost în stare să elaboreze sau să emită silogismul. Pentru a nu se mai face sofisme. Acum, sofismele sunt de proastă calitate. Se argumentează pe niște sofisme naive, dar având majoritate, nu contează argumentația. Nu contează argumentația. Acum două săptămâni sau când am susținut în dezbaterile de la Senat păstrarea activelor strategice ale statului. Și după mine un senator UDMR, nu știu cum îl cheamă, a luat în exemplu mea argumentele mele până acolo încât așa zisele active strategice ale statului. Bun. E o expresie cam des întâlnită și da, așa da, zisele. A venit domnul Cazanciuc, da, fostul ministru al justiției, da. A luat cuvântul. Vă rog, doar o precizare vreau să fac. Vreau să-i spun colegului de la UDMR că nu există așa zise active strategice, ci active strategice. Am punctat foarte bine, pentru că era o chestiune de a bascula din adevăr într-o formă de manipulare a auditorului în sensul unor intenții perfide. Dacă un stat nu are companii strategice, își pierde capacitatea de îndeplinire a funcțiilor pentru care el există. Și noi suntem acum la granița acestui risc. Deci, din riscul ăsta putem să intrăm într-o situație irreversibilă, să dobândim, să avem, să realizăm, în ghilimele, un stat incapabil să își îndeplinească funcțiile. Asta se vrea, domnul senator. Noi știm că asta se vrea, dar... Eu sunt primit că dumneavoastră încă le expuneți așa. Eu vă spuneam adineori că marile companii, prin puterea financiară pe care au decis, și v-am dat exemplu Franței, Macron n-a avut absolut niciun fel de experiență politică, l-au pus ministrul finanței, a privatizat tot ce era strategic în Franța, Alstom, care fabrica nu numai arme, trenurile de mare viteză și multe, Alstom e vândut. Tot a vândut Macron. Deci asta este, eu vă spuneam adineori că miniștrii și de fapt, toate guvernele nu au absolut nicio putere. Ei primesc ordine. V-am spus, nu vreau să vorbesc mai mult, dar trebuie să spun prea multe și nu vreau să-mi risc pielea, dar o să observați de-a lungul timpului că, de fapt, cei aleși sunt aleși degeaba, pentru că ei nu mai au absolut nicio putere.
nu mai au nicio putere, bugetele se fac cum se fac, banii vin din împrumuturi. Deci noi ce active mai avem? Noi, ca să fim primiți în Uniunea Europeană, ar trebui să depindem tot ce aveam strategic. Petrolul, gazele. Noi suntem conduși de oameni care n-au absolut nimic de a face cu poporul român. Niciunde nu există așa ceva, sau cel puțin atât de vizibil ca la noi. Avem un președinte care nu are absolut nicio problemă cu nicio empatie cu poporul român. Primii miniștri, căutați-le originile la toți. Deci știți cum e, tot Eminescu revin și spunea, lăsați pe voștri guvernanți să vă înnece în smoală, să fiți doar simpli figuranți în țara voastră goală. Asta am ajuns noi la ora actuală. Noi suntem figuranți în această țară, împrumutăm peste măsură, 1000 de euro pe secundă, pe care nu o să putem niciodată să-i dăm înapoi, și va veni vremea când se va face resetarea asta și va spune stop, gata, vrem asta și nu avem ce să dăm. Și ce o să dăm? Roșia Montană, care deja e luată? Pământ. Nu vreau să intru în detalii, că eu știu multe, m-am dus și mi-am deschis ochii. Vreau să vă spun că în ziua de astăzi am avut și eu câteva tentative. Pot să și spun despre persoana respectivă, pentru că nu mai există frunză verde. Da, așa, da, să-l odihnească. Dar Oradea, de unde era? M-a chemat la Reșița. Reșița. Vrei să fiu... Și senator. A fost ministru apărării naționale, exact. A fost președinte Consiliului. Deci i-a spus, domnule Frunză Verde, ați prăduit județul ăsta, e cel mai sărac, mai rău decât popoarele migratoare. În 2016 m-a chemat să mă prezint la primăria Reșița. Mai este cineva care a insistat, nu-i dau numele, că ăsta încă e puternic, și nu vreau să-l deranjez, așa, el știe cine e, și mi s-a spus 85.000 de euro. Păi zic, pentru ce? Păi, ca să te alegem. Acolo lângă, era un domn, după ce telefoanele le-am pus la tocat la o mașină, eu m-am dus de curiozitate, nu că mi-ar dea mie așa de tare, dar și vreau să fac ceva pentru orășelul ăla unde am crescut, unde am făcut liceu, unde am copilărit. Telefoanele l-a tocat într-o casă conspirativă. Și îl întreabă pe cel care era lângă el, un om cu galoane. Zice, ce șansă are el, adică eu, să fie ales? Și el a spus, acum, fără să facă nicio emisiune, 85%. Am făcut o emisiune pe televiziunea de acolo, Banat TV, care avea drept scop să mă prezinte, să vorbească puțin despre mine, despre ce am făcut, un alt. Acolo n-am vorbit de lucruri sfinte. Emisiunea a fost bine primită și bine văzută. Doar că în zilele următoare am fost chemat la o altă emisiune, la un alt televizor, unde am abordat problema economică. Pentru că ceea ce foarte multă lume nu înțelege este că aceste împrumuturi, ele sunt de undeva dictate, coordonate. Deci politicienii noștri nu fac ce vor. Ascultați-mă, m-am asistat și la o discuție de asta. Ar trebui să spun prea multe, dar mă împușcă ăștia când ies din studio, dacă am curajul să spun lucrurile astea. Problema noastră este că nu mai avem bărbați de stat adevărați. De asta s-au obrăznicit și ungurii, s-au obrăznicit și nemții, s-au obrăznicit toată lumea. Aia ne taie pădurile, ei fac ce vor. S-au obrăznicit și ambasadorii români. Absolut. În anumite state, în România, imediat se duc și dau cu pumnul masă. Da, bineînțeles. Și noi nu mai avem oameni politici care să reziste, pentru că nu mai există fibra patriotică. Și fiecare se gândește, noi sunt 4 ani, acolo 5 ani, să-mi aranjez copilul, să-mi aranjez rudele. Îmi pare rău să spun asta, dar cam asta este realitatea. Iar restul, cum spuneam adineauri, vorbe goale, vorbe goale. Iar aș putea să recit din Eminescu, pentru că am citit foarte mult scrierile lui politice și știu cum a murit săracul, cum a fost umilit, cum a fost batjocurit. Vedeți? De asta vă spun că poate ar trebui, vorbeam adineauri de faptul că nu mai știm vorbi românește, dar uitați-vă la toți părinții, când au copilul 3-4 ani, prima lor bucurie să-i cumpere un iPhone. Păi iPhone ăsta este o porcărie, nu vorbesc numai de iradiere, de antenele astea 4G, 5G, cât ori mai fi, dar copilul ăla nu mai citește o carte, nu mai știe să citească, deci el știe numai să butoneze, nu mai știe unul cât face 2 cu 2. Corect. Deci s-a ajuns manuale alternative. În loc să citim despre Octavian Goga, un mare poet patriot, citim despre Esca, sau cum o cheamă prezentatoarea. Ar trebui să citim despre domnul Sultan, măcar Dânsoare curajul să invite oameni care sunt lăsați să vorbească și li se dă posibilitatea să exprime ceva. Da. Asta este primul lucru care trebuie să facem, este să recăpătăm curajul și să înțelegem ce suntem noi, suntem români sau nu. Dacă nu ne simțim români, atunci hai să plecăm cu toții în afară și să lăsăm țara, abia așteaptă foarte mulți.
Dar guvernanții ăștia care avem, ăștia nu sunt aleși de noi. Alegerile știți cum se fac. Ce vreți să vă face pe asta? Că sunteți trăiți tot timpul aici și știți mai bine ca mine. Sunt sigur. Nu știu. Este, dar e prima dată când eu nu știu cum să fac viața politică. Vreau să fie political corect. Nu, e foarte corect. Da. Nu știu cum sunt, dar nu știu dacă political corect, dar vreau să fiu corect. Fără political. Haideți să rămânem numai cu corectitudinea, fără political. Era firesc să ajunge la rezultatul acesta al lipsei de exercițiu neuronilor la tineret, întrucât în momentul în care dai o parte din funcțiile creierului pe seama calculatorului, creierul nu se mai dezvoltă pe, pe acel segment. Și atunci rămâne un handicap. Absolut. Nu există compensare. Dom'le, măcar matematică distractivă să facă copiii ca să-și dezvolte inteligența. Nu, jocurile nu dezvoltă inteligența, dezvoltă niște automatisme foarte simpliste și astea fură interesul. O mesaje sublimale acestea. Plus că foarte se întâmplă, sigur că da. Dar totuși, nu se poate să ne oprim la ideea că nu se poate. Nu se poate să ne oprim la ideea că nu se poate. Se poate cu condiția să alegem o altă clasă politică. Vedeți? Eu deci văd că aici trebuie să... De la naftalină, da, îi scoate pe aceeași. Uitați-vă, n-am mai auzit de mult timp de unii miniștri. Eu am văzut oameni... Dacă vă uitați în trecutul lor de miniștri, ei n-au făcut nimic în țara asta. Nu vreau să dau nume. Sunt băieți frumoși, aduși... De Școlința afară, zi așa. Doar această remarcă vreau să fac. Am întâlnit oameni inteligenți și în PSD și în PNL. Absolut. Problema lor este că fac parte din niște partide cu o karmă grea, nu știu să explicăm cuvântul, karmă grea. Deci o încărcătură istorică, destinul lor istoric e greu. Destinul lor istoric al ultimilor 30 de ani e greu. Și sunt mulți ani, 32 de grevează, ani. Grevează pe imaginea acestor oameni de care chiar îmi pare rău. Ei au idei, pot să spună, lucruri de interes, dar au două handicapuri. Handicapuri, așa e corect. Așa, unu, istoricul partidului care grevează. Și istoricul partidului înseamnă criminalitate. Eu sunt și nu sunt de acord și vă spun de ce. Cu ce? Cu criminalitatea economică pe care... Cu oamenii că sunt grevați oamenii. Și apoi mai e mai nu, atitudine. Nu, mai sunt grevați și de comanda de partid. Dar credeți că se mai păstrează ideologia de partid? Nu, dar nu știu partidul de ideologie. Nu știu ideologia. Comanda de partid. Comanda asta e clar. Ei n-au avut niciodată ideologie, mă scuzați. Comanda a apărut... Nu, n-am văzut. Cam când a apărut comanda asta... Cum să spun eu, cam când s-a văzut că există din comandă. 2000 sau înainte, mai 2000, clar. 2000. Când a apărut Năstase deci atunci a apărut era un băiat inteligent, nimic de zis, prezentabil, dar a avut atâta putere, nimeni n-a mai avut atâta putere, de fapt, în țara românească, ba a avut-o Dragnea. Dragnea a avut putere foarte multă, dar știți celebra frază, ce ai făcut cu puterea de Hannibal? Da. Deci știți cum e ca și libertatea, domnul senator, dacă nu ai modul de întrebuințare, de folosire a libertății, poate să se întoarcă împotrivă, să fie haos. E haos. Exact, anarhie. Noi la asta am ajuns. Pentru că am crezut că libertatea înseamnă să faci absolut orice și mai ales ce nu-i permis. Să nu muncești, să furi, să... Deci asta am crezut noi că înseamnă libertatea. Și acum asta ne revine ca un bumerang în față. Eu de asta spun că pentru asta trebuie o nouă clasă politică. Și nu cred că acești tineri... Eu n-am nimic împotriva tinerilor. Sunt tineri foarte valabili. Dar eu nu cred că un puș de 23 de ani, care abia a ieșit de pe băncile de școli, poate să facă efectiv politică. Nu zic că n-ar fi excepții. Nici eu nu cred, mă iertați, n-ați observat ghilimele când am spus că-s genial. Da, știu. Trebuia să le desenez mai accentuat. Clar, ce facem, domnul Sultan, cu tema emisiunii, mândria? Asta e partea a doua. Mulțumim mult, pauză, revenim. Excelentă dezbatere.
După câte știți, dragi telespectatori, pe care vă salut din nou în această seară, s-a jucat meciurile etapei a 29-a și nu numai. Vreau să spun că în urma faptului că echipa noastră națională, tricolorii mari și tricolorii mici, deci cadeții, au susținut meciurile cunoscute de dumneavoastră și cu rezultatele respective, mă gândeam ca să vă recitesc unul din articolele mele care se referă la aceste întâmplări. Cu această ocazie i-am dat și un titlu care se cheamă "I-au murit lăudătorii". Lăudat până mai ieri și ridicat în baierele cerului pentru câteva trecute isprăvi de luat în seamă de cohorte întregi de ziariști și televizioniști, bași ca mulțimea de coțopiști din birourile federații, acum, după ce a dat două ghele resunătoare cu echipa Germaniei și cu cea a Armeniei, Miller Lădoi, prea tânărul selecționer al echipei de seniori, este hulit și pus la zid de aceiași indivizi care, din slugărnicie, îl periațeră odinoară cu o sârdie până i-au scrijelit pielea după el. Că a pierdut meciul cu formația panțărelor, nu m-a mirat și nici nu m-am aruncat cu tiribombe în el, întrucât cumva era de așteptat, dar rezultatul întâlnirii din orașul glumelor nesărate Erevanul, mă fac să repet că pentru capul său căciula îi este prea mare. Cum televiziunile noastre care transmit de obicei meciuri, Digi, ProTV-ul, TVR-ul și Look, n-au fost în stare să dea pe sticlă jocul cu Armenia, din nu știu ce motive, jelania jenantă de la Erevan a putut fi văzută spre norocul lui Rădoi pe un post nu prea frecventat, Pro-X, lucru avantajos pentru el, fiindcă astfel bălmânjeala echipei alcătuite a fost urmărită de mai puțin românași. Recunosc, eu am jucat fotbal doar în curtea școlii, dar privesc meciurile de mai bine de 70 de ani, n-o să râdeți, și buclucașa aceasta, chiar dacă nu scriu la Gazeta Sporturilor, de altfel, unicul ziar de sport de pe tot cuprinsul nostru mioritic, consider că îmi pot permite să afirm maniera în care acest 3-2 a fost încasat de o echipă niciodată învingătoare în fața României, degringolata penibilă în care s-au aflat jucătorii noștri în ultimele 15 minute, după eliminarea lui Pușcaș pentru un fault foarte dur făcut la mijlocul terenului, care nu avea niciun rost, îi descalifică din postura de pretendenți la orice fel de competiție. Nu doresc să fac o analiză a jocului, pentru că, de fapt, toată această partidă a fost urmărită la noi prin televizoare, dar culmea, la ei, la Erevan, au existat în tribune vreo 4.000 și ceva de spectatori care s-au agitat și care și-au susținut echipa. Rădoi a greșit și poate că ar fi nimerit să lase pe alt antrenor mai copt să ducă mai departe echipa tricolorilor. Dar individul care trebuie să-și ia de grabă calabalâcul din sediul federației este mentorul lui Rădoi, cel care a distrus prin habarnismul lui fotbalul românesc. Este vorba de Răzvan Bârleanu, cel care, după câte știți, este președintele Federației de Fotbal. Acestea sunt gândurile mele care le-am scris în Ziarul Național cu ocazia Cronicii Microbistului. Vă spun la revedere și ne vedem mâine seară la aceeași oră. Thank you.
Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Dragi iubitori ai folclorului, studioul Capital TV Deva vă oferă în fiecare duminică de la ora 10 o emisiune de folclor. Sunt Elis Ursu și aștept telefoanele dumneavoastră la numărul 0254111940 pentru a oferi dedicații pentru cei dragi. Un cadou muzical este un cadou din suflet pentru suflet doar la Capital TV. Vă așteptăm cu drag! Fotoliul cu ghimpi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Sunt Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.
în fiecare seară, de la orele 19:50, voi susține tableta de seară, o emisiune scurtă, de scurtă durată. Cu această ocazie voi aduce în fața dumneavoastră, în cuvinte scurte, evenimente și întâmplări legate din economie, din politică, din sport, din medicină, cultură și așa mai departe. Am revenit în studio, dragi telespectatori, partea a doua emisiunii, Realitatea în politică. Discutam în prima parte despre mândria de a fi român. Evident că și partea a doua vom discuta, dar am atins subiecte de mare importanță legate, în mod evident, de ceea ce s-a întâmplat în acești 31 de ani, în care, din păcate, România este într-un continuu regres și mi-a făcut o deosebită plăcere să-i ascult pe amândoi invitații mei din această seară, pentru că sunt extrem de sinceri și au răspuns la obiect în legătură cu aceste aspecte, ne fiind niciunul părtinitor față de un actor politic în acești 31 de ani, în care, din păcate, cu toții au concurat la ceea ce se întâmplă acum în România. Un buget de austeritate, o economie neperformantă, un învățământ care, din păcate, nu dă niciun semn de revigorare. Nivelul de cultură al cetățenilor români este din ce în ce mai slab, dacă pot spune așa. Analfabetismul instituțional, pentru că ajungem și aici, exact ce spunea domnul Dima, că sunt în cadrul Parlamentului României deputat, senator, dar vorbesc și de instituții ale statului român, care, din păcate, sunt puși acolo politic, în niciun caz pe bază de competență, pe bază de merit, și ne aflăm în situația în care ne aflăm. Încep cu domnul senator Mircea Dăneasă. Care e opinia dumneavoastră în legătură cu... Pentru că vorbeam despre economie și o să ajungem și... Tot s-a discutat despre acest aspect. Domnul Dima a avut o opinie bazată pe ceea ce a putut dânsul acumula, mai ales în prezența din Franța și ținând legătura permanent cu factorii de decizie de aici, dar și de acolo. Și am spus de multe ori, în Constituție avem un articol foarte important, 135, unde spune că economia României este economie de piață, bazată pe liberă inițiativă și concurență. Statul trebuie să sprijine stimularea tuturor factorilor de producție și, foarte important, promovarea politicilor naționale în concordanță cu interesul statului român și, de asemenea, exploatarea resurselor naturale în concordanță cu interesul național al statului român. Din păcate, lucrurile, a spus și dumneavoastră, stau cu totul altfel. Ați încercat în Parlamentul României să inițiați o propunere legislativă în baza căreia 5 ani de zile să nu avem voie, adică statul român să n-aibă dreptul să vândă activele și acțiunile
unor societăți comerciale de interes strategic, nu așa zise de interes strategic, însă, din păcate, ați întâlnit opoziția acestei coaliții de guvernământ, acestei majorități parlamentare, care au luat în derâdere propunerea dumneavoastră, deși o propunere extrem de corectă și care poate ne-a mai fi dat o speranță că încă n-am vândut tot. Unde ne aflăm acum? Aș vrea să precizez că legea pe care am depus, proiectul de lege pe care l-am depus noi, nu a ajuns în discuția plenului. În discuția plenului am luat poziție numai împotriva proiectului de lege 25 inițiat de guvern, care dădea liber la vânzare, la punerea pe bursă a activelor. Legea e puțin blocată, o să ajungă cândva, într-un an sau 10 ani, noi o să încercăm să ajungă mai când repede. Mai acum trebuie amendată că acțiunile erau protejate de legea 175 și nu am prevăzut în proiectul nostru protejarea acțiunilor, că nu era nevoie. Acum trebuie să amendăm, să protejăm și acțiunile și activele. Bineînțeles că nu o să treacă această lege, dar aș vrea, noi vrem pe toate căile să anunțăm electoratul care a trimis în Parlament reprezentanții PNL-ului, USR-ului și UDMR-ului să le spunem ce fac aleșii lor cu activele strategice ale statului. Bănuiesc, mai mult decât bănuiesc, sunt convins că electoratul român nu își dorește acest lucru. Românii, poporul român nu dorește, cred eu, să fie vândute activele strategice. Hidroelectrica, Portul Constanța, Tarom, CFR. Puține au mai rămas. Dar știu, foarte dar dacă puține. Astea pe vor fi pierdute, statul român va rămâne cu ochii în soare. Oricum e cu ochii în soare. Da, însă, domnule Dan Dima. Sunt singuri că nu sunt decât puține care au mai rămas. Domnule Dan Dima. Da. Păi credeți că clădirea Cercului și scuze, Portul Constanța, Dima. Portul Constanța, nu, scuzați. Au olandezii mari interes. Păi, normal, din se știe aceste asta. Active care au rămas, da, se poate face o economie de stat performantă cu care să putem după aceea să, deci privații, cât or fi ei de mari, nu vor construi niciodată autostrăzi. Nu vor construi structură economică de anvergură. O vor construi transnaționalele. De fapt, ei nu vor să o construiască, vor doar să o preia, gata. Deci, să preia ce e făcut. Iar transnaționalele, s-a văzut, se vede ce fac. Își exportă beneficiu în paradisuri fiscale și nouă nu ne mai rămâne de impozitat nimic de pe urma lor. În cazul acesta, statul român nu își va mai putea îndeplini funcțiile, învățământul, sănătatea, din ce vor fi susținute. Nu vor putea fi susținute la nesfârșit din împrumuturi. Acum sunt susținute din împrumuturi. E ca și o firmă care este în insolvență. Statul român este într-o insolvență nedeclarată. De mult. De mult, da. De mult. Și atunci se accentuiază. Și atunci, ca să nu tot așa, da? Să nu monologăm, să încercăm să închidem un dialog. Eu vă dau un exemplu. Ați vorbit de autostrăzi. Ungaria, în 1990, avea drumuri mai proaste ca în România. Eu știu că veneam foarte des. Ei, treptat, ungurii au făcut a treia bandă și aveau și civismul de a lăsa când vroia unul să depășească, se trăgea pe banda din dreapta. După a treia bandă s-a ajuns la autostrăzi. Și până la urmă Ungaria, la ora actuală, a reușit să se dezvolte și să fie altceva decât este România. Cum treci frontiera și ajungi în România, e dezastru. Pe puținele bucățele de autostradă care le avem, noi nici nu avem stații
românești de benzină. Avem MOL, avem, cum îi zice, asta austriac, care a cumpărat... Lukoil rusească. Lukoil rusească. Avem, trebuie să-i mulțumim domnului Băsescu, care văd că tot încearcă și... Mie nu mi-e teamă să spun. Trebuie să ai un tupeu ala Băsescu, ca să tot vrei să te prezinți și să mai dai și lecții poporului român la televiziuni diverse, că văd că este foarte căutat și invitat la marile televiziuni, când tu ai furat bani de la țigan, de la Bercea Mondialul, când ai dansat acolo cu Salba de Aur, domnule, este o rușine. Deci este o rușine. Eu nu înțeleg mediatorii de la televiziune care îl invită în continuu pe acest Băsesc și iar oamenii se bucură românii și domnule, a fost șmecher. A fost șmecher pentru el. A fost șmecher pentru el. Că ce-a câștigat statul român? Eu mă mir că... Ce-a dus valoare cetățenilor? El a distrus România, dacă vă amintiți, el a tăiat salariile la medici și a tăiat salariile la toată lumea, de, nu de 20, cum mai este 25%, de 30%. Deci atunci a fost cea mai mare, cel mai mare val de imigrație care a plecat din România. Pentru că aici nu poți să tăi, este o umilință să fii dascăl, să fii medic, este o umilință. Este pur și simplu, nu e normal, nu e ordinea firească, cum spuneam, ce se întâmplă în această țară. Și atunci noi vorbim de 32 de ani că ar trebui să salvăm pe aia, așa am spus și acum 15 ani, ar trebui condițional optativ care exprimă o dorință posibilă, dar nesigură. Dovadă este că după 32 de ani mai avem ce cu portul și cam atât. Eu vă garantez că ăștia îl vor vinde. USR-ul și liberalul. Îl vor vinde. Ăștia numai, ei sunt liberali, eu și-i spun, dom'le, economie de piață. Dar economie de piață pentru România nu intră nimic. Iar dacă ai curajul, că eu am auzit, nu știu dacă e adevărat, nu vreau să-l apăr pe Dragnea, dar eu am auzit că Dragnea pentru asta ar fi, de fapt, după gratii, că le-a spus celor care fac bani în România, băi, fraților, dați și voi 6% da, din ce câștigați. Poți să confirm ce spuneți? În România. La o ședință a Consiliului Național al Partidul Social Democrat, care a avut loc la Palatul Parlamentului, cred că era anul 2018, domnul Dragnea, luând cuvântul fiind președinte al Partidului Social Democrat, a spus către toți cei din sală că ar fi momentul ca să ne uităm foarte atent la contractele de concesiune, la faptul că în țară sume de bani de la companiile străine nu rămân, ci pleacă banii afară, să fim foarte atenți în legătură cu produsele de pe rafturile supermarketurile care nu mai sunt românești și ar trebui să avem și produse autohtone. Deci au fost niște recomandări deosebit de pertinente, care însă se pare că au deranjat pe unii și pe alții. Nu pot să merg pe certitudine, însă trecând peste acest aspect, v-aș întreba, domnule Ghima... Eu am auzit discursul acesta da. Pe care v-ați vorbit, da, am auzit înregistrat pe YouTube. Da, e... Deci am auzit lume, pe view, deci nu deci inventez eu... nimic. Da. Că n-am interes să-l apăr pe domnul Dragnea, că, așa cum spuneam adinaori, a avut mai multă putere decât Adrian Năstase. Da, în, da, 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 da. Dar a făcut greșeli fenomenale. Da, fenomenale. Da, vă rog. Mă iertați, știți ce se mai spune despre aceste intenții, adică aceste spuneri a lui Dragnea, pentru că el le-a spus ca și când ar fost un simplu cetățean. El era președintele Senatului sau al Camerei. No, președintele Camerei Deputaților. Era președintele Camerei. Păi un președinte, dacă vroia să facă cu adevărat lucrul ăsta, automat un proiect de lege avea majoritate în câteva zile. Era greu, știți de ce? Știu, dacă țineți minte, când au fost niște derapaje între el, între domnul Dragnea și Tăricianu, pe problema gazelor la Marea Neagră, contractul de concesiune, ceva de genul, când ei atunci s-au certat și până la urmă domnul Tăricianu a avut câștig de cauză, probabil că animat de alte interese pe el de afară. Da. Deci a fost această gazele. Discuție. În știți bine, în Parlament atunci erau discuții. În ultimele zile de guvern. Da, în fine, eu l-aș întreba totuși pe domnul Dima ceva. Ați fi crezut vreodată ca societatea civilă, poporul român, mândria națională să se trezească cam târziu, e adevărat, după 30 de ani și să ia atitudine ducând Alianța pentru Unirea Românilor în Parlament, fiind unica speranță. La aur? Da? Nu, eu mă refer la societatea civilă. Da. Pentru că Alianța pentru Unirea Românilor are și sunt convins că va
nu pot să spun că va profita, va uza de această modalitate democratică de a aduce la cunoștința electoratului, societății civile, atunci când există derapaje în Parlamentul României, când dumneavoastră propuneți o lege care să fie în interesul statului român și implicit a cetățenilor români și coaliția de guvernământ să nu o introducă pe ordine de de zi sau să o ignore, numai pentru că pentru alte interese. V-ați fi gândit, vă rog. Deci, erați în Franța. O să vă spun opinia mea personală. Vă rog. Deja este o saturație imensă de toată clasa politică românească. Și acum vreau să fiu sincer, că nu cunosc pe doamna Șoșoacă ca să iau apărarea. Deci doamna Șoșoacă a avut un curaj bărbătesc, a zice. Deci curajul dânsă îi face mai mult decât a multor bărbați. În România, din păcate, nu mai sunt bărbați de stat. Este o rușine. Dar asta e adevărul. Deci meetingurile pe care dânsa le-a avut, în care a luat atitudine foarte fermă împotriva multor decidenți politici din țara noastră, mă refer la Arafat, că iată, vă spuneam adineori că România nu mai e condusă de români. Nemții, nu știu ce origine are domnul Arafat, care... Palestinian. Nu știu cât e de palestinian, care decide absolut orice pentru acest popor, care nu înțeleg credința poporului ăsta, care nu înțeleg istoria lui, care nu înțeleg cutuma acestui popor. Și acești oameni ni s-au adus moți în frunte. E adevărat că românii l-au apărat pe Arafat. Ei n-au ieșit pentru problemele lor, dar a fost un moment când ei au ieșit. Da. Acum s-au lămurit cum ieși cu conducerea străinilor, când scrisese cartea asta, cum o cheamă domnul Iohannis, Vadim îi zicea Ciolanis, primul pas, al doilea pas, dar văd că a rămas la primul pas. Primul pas a câștigat puterea, după aceea nu știu ce a făcut cu ea. Al doilea pas spunea că trebuie să regăsim România, sau care era sloganul lui, să ne luăm înapoi România. Da. Păi ce să mai luăm, că el a luat-o toată. El absolut nu face nimic pentru această țară. Absolut nimic. De ce nu împiedică firmele acele austriece care ne golesc dealurile, pădurile? Deci nu se poate. Noi înainte aveam fabrici de mobilă, exportam în toată lumea, chiar și în Occident, în Franța, exportam în Rusia, exportam peste tot. Acum noi nu mai avem, noi vindem, precum africanii, noi vindem materie primă. Noi nu mai vindem nimic prelucrat. Așa, deci vin chinezii au despădurit, au dat sume minuscule pe păduri. Ei nu-și taie pădurile, ori nici francezii, nici nemții, nici nimeni. Dar noi am golit dealurile, România arată tristă. Țara asta atât de frumoasă și atât de bogată, arată așa de trist când vii din altă parte. Deci asta au făcut acești oameni politici. Deci eu cred că această emergență a aurului, eu prima dată știam de neamul românesc. Neamul românesc era ziarul Foaia lui Iorga. Dacă vă amintiți, era un ziar pe care Iorga îl deținea pe vremuri. Deci acest partid a venit pe acest val adus de doamna Șoșoacă, să dăm cezarului ce al cezarului. Pentru că alții n-au avut așa mare curaj să ia atitudine și dovadă este... Dovadă este că după ce au ajuns în Parlament, unii s-au dezistat. Eu nu urmăresc foarte des pe doamna Șoșoacă, am văzut doar un discurs al dânsei în care îi spunea lui, cum îl cheamă, Târziu. A avut o emisiune cu Târziu cu mulți ani în urmă, nu vreau să comentez ce părere am despre dânsul. Așa, spunea George, la burunul lui Horia ne-am ținut de mână și ne-am rugat să nu trădezi niciodată și ai trădat. Și noi îl vedem acum cum face. Deci el face exact ce au făcut și ceilalți ca să câștige capital electoral, se mai duce pe aici, pe acolo. Problema e alta. Eu găsesc că această femeie, doamna Șoșoacă, și-a riscat viața familiei, a ei, liniștea și toate astea. Deci consider că românii din afară, și eu am dus și ne-am dus foarte mulți 50 să votăm la Montpellier, pentru Diana Șoșoacă, că a avut curaj să spună niște lucruri pe care nu le-a spus niciun bărbat, niciun om politic până acum. Asta a fost. Dar acum unii o critică că e vulgară, că e așa, că e pe dincolo. Eu consider că această femeie poate să vorbească și cu tălpică și la niveluri foarte mari. Este o foarte bună avocată, e foarte bună juristă și are un curaj extraordinar. Nu cred că câștigă mare lucru, cel mult își riscă pielea. Asta e părerea mea. Deci de asta a fost elanul ăsta. Deci cum ar apărea un partid care să spună românii sunt sacrificați, economia noastră, noi vorbim de economie, nu mai avem nimic, nu mai avem nici păduri, zăcămintele sunt vândute în alte părți. Noi am ajuns spre cum e Africa. Știți cum merge lumea asta? Îmi permit să spun. Chinezii lucrează pe bani puțini cu materii prime din Africa, dintre care cred că o băgăm și pe România acum, chiar numai materie primă mai vinde. Da? Și vinde unora din Occident, unde salariile sunt altele,
produsele astea finite la niște prețuri mari și se îmbogățesc aia care au tiparnița și fac bani. Deci hai să spunem lucrurile pe nume, că ori avem curajul să spunem odată... Ce soluție avem să schimbăm ceva? Soluția este ca vorba ăstora care strigă, dacă vă pasă, nu mai stați în casă. Unii zic că nu e bine. Bun. Și ce să faci? Altă soluție? Domnule senator? Pot să iasă românii zi și noapte afară. Economia se dezvoltă, trebuie dezvoltată după niște legi. Protestele nu fac decât, pot să facă doar atât, să conteste. Nu am niciun exemplu în care din proteste să fi fost emise idei de dezvoltare. Domnul senator, eu nu mă refer la proteste permanente, eu mă refer la proteste în momentul în care un ministru al sănătății n-are decât bacalaureatul, din care am înțeles, și face atâtea prostii, ca să nu se vorbim pe înțelesul tuturor. Pe tema asta, din păcate, n-a fost un protest punctual. Ar trebui să demisioneze. Dar eu vă spun, clasa politică, nu vorbesc de noastră, că sunteți la primul mandat și aveți intenții bune. Sunt convins de lucrul ăsta. Nu, n-am nicio scuză că sunt la primul mandat. Trebuie să mă comport ca unul care are experiență. Aveți scuza că Nu accept scuze. Eu am niște propuneri și vreau să vedem dacă propunerile astea... Curând unică nu sunt... se face primăvară. Poftiți? Nu, avem un stol. Da, stolul frumos, aur. Frumos. Aveți probleme cu țiganii care au zis că... Pardon, cu romii. Le-am zis țigan, să nu se supere pe mine. Dar așa sunt unii, chiar nu le place să le zică rom. Unora le place. Da? Da, eu... Pentru că am zis că și au o asociație de asta, care se cheamă aur. Unora le place. Da. Unii chiar vor să li se spună rom. Cei autentici. Da, cei autentici. Da. Vă rog. V-am întrebat da. Să vă explice. Era vorba despre proteste și despre măsuri economice, despre idei, despre principii. Da. Eu de ce vă spuneam asta? Noi pregătim următorul proiect de lege. Responsabilizarea miniștrilor și grilă de performanță pentru fiecare minister. În momentul în care se va face rectificarea bugetară, înainte de a se face această rectificare, vrem să depunem un proiect de lege prin care rectificarea bugetară să fie aprobată de Parlament. Până acum, rectificările de buget se făceau prin ordonanță de urgență, așa cum își dorea guvernul. Ce contează că la începutul anului guvernul prezintă un anumit buget și vine cu o rectificare, adică bugetul se votează în Parlament și vine peste câteva luni cu o rectificare care este independentă de voința Parlamentului. Parlamentul află din presă de această rectificare. Este ilegal ca rectificarea bugetului să se facă prin ordonanțe de urgență. Dacă bugetul se aprobă prin Parlament, rectificarea trebuie din nou aprobată în Parlament. Cutuma a două rectificări pe an. Anul trecut s-au făcut 3 rectificări, ilegal. A treia rectificare, de ce s-a făcut? Guvernul are mai mult decât răspundere politică, el are răspundere administrativă și asta poate fi instrumentată juridic. În momentul în care s-au luat decizii contrare politicii asumate, atunci când a fost votat guvernul și a asumat o politică. Această politică este contractul. Aduce în Parlament o rectificare bugetară necesită dezbateri și care înseamnă mult timp. De ce? Pentru că știți foarte bine, ordonanțele de urgență se adoptă în situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, guvernul, având obligația de a motiva această urgență cu prinsul ordonanței. Și... însă ordonanțele de urgență intră în vigoare după supunerea lor în dezbatere, în procedură de urgență, către camera competentă să fie sesizată și numai după publicarea monitorului oficial. Dacă respectiva cameră, dacă Parlamentul nu se află în sesiune, spune acolo că se convocă în termen de 5 zile. Însă mai spun acolo că dacă în termen de 30 de zile, spune Constituția, camera
sesizată nu se pronunță, atunci se consideră ordonanța de urgență adoptată de către Parlament. Tacit. Tacit. Evident, s-au adoptat foarte multe legi exact, în mod tacit. Exact. Și nu profitând este, de vacanță parlamentară. Nu, profitând de faptul că au fost amânate. Știu ei. Însă, ordonanțele de urgență, și cu asta închei, nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului român, drepturile și libertățile fundamentale, drepturile electorale și trecerea silită a unor bunuri în proprietate publică. În rest, ei pot să modifice și anumite aspecte ce țin de legi organice, așa spune Constituția. Păi puteți veni în Parlament, nu. Aveți nevoie de un mandat. Da, de, nu. Sigur că cel puțin da. Deputat. Nu, ce e acolo? Văd că le are cu da. Litera legii. La Constituție este as, domnule. Eu pot să vă spun altceva. Sunt de acord cu ce spuneți. Asta, teoretic, așa ar trebui să fie. Dar uitați că în Franța este la fel ce se întâmplă în România. Macron nu ține cont de nimic. Guvernul face ce vrea, Parlamentul e anihilat total. Poporul român este mult mai activ decât poporul francez în materie de proteste și de reacție. Iată de unde revenim la proteste și de ce eu cred că protestele opresc puțin, stopează pe cei care cred că își pot permite orice. Sigur. Înțelegeți? După legea lui Montesquieu, puterea trebuie să oprească puterea. Așa este. Și nu mai există putere, separare de putere în stat. Nu mai există. Dumneavoastră vedeți, carierele judecătorilor sunt promoții politice. Iar politicienii când ajung, uitați... Domnul senator a avut o interpelare, dacă nu mă înșel, exact pe această temă. Da. Pe tema nerespectării principiului separației și echilibrii. Plus că după aceea, domnul Sultan, ce se întâmplă? După ce se termină alegerile, iau exemplu acum, eu n-am fost în viața mea scris în niciun partid, o precizez, n-am fost niciodată comunist, că unii m-au acuzat că aș fi sub acoperire, că aș fi... Eu am fost refugiat politic, am trecut Dunărea în Nord, n-am plecat din țara asta legal, mi-am făcut un an de pușcării prin Serbia, am stat vreun an și ceva prin metourile Parisului, am învățat și m-am ridicat singur. Deci ca să ne fie clar pentru cei care mă acuză că aș fi sub acoperire sau că aș fi legionar. Eu nu sunt extremist de nicio culoare, dar vorba poetului mi-a apăr sărăcia și nevoile și neamul. Pentru că aici am învățat să zic mamă prima dată, pe acest pământ m-am născut, din pământul ăsta am crescut și poate din pământul ăsta am și această știu eu cum să-i spun energie care o găsesc eu pozitivă. Dar unii te acuză pentru că în momentul în care ai idei foarte clare ești extremist. Nu sunt extremist, le spun. Dar uitați-vă de exemplu acum. Deci nu sunt PSD-ist, nu sunt PNL-ist, nu sunt userist. Uitați-vă ce s-a întâmplat acum. PSD-ul a câștigat. Era primul partid care a și câștigător. Da, e un paradox. PSD-ului trebuia să-i se propună să formeze un guvern. Și dacă PSD-ul nu reușea să formeze un guvern, luându-i pe aceiași care în 32 de ani sunt la putere UDMR-ul și care își văd interesele lor, dar trebuie să recunoaștem că ungurii sunt disciplinați, că au altă atitudine față de noi, deci nu trebuie să dăm cu noroi în ei, au și ăștia ce au. Aici, îi explic imediat de ce s-a întâmplat așa și imediat vă las. Și atunci... De ce s-a întâmplat așa? Pentru că e foarte adevărat ce spuneți. PSD a obținut 30%, da? Bun. Însă n-a obținut 51% sau n-a avut cu cine să facă el coaliția de guvernare. Nu se pentru știe. Că nu se știe. Poate făcea cu aur. Păi nu. Președintele, nu avea cum. Adică oricum nu ieșea. Cu 9%, 10% nu puteam. Atenție ce spun. Cu cine să facă? Domnul Dima. Deci, Constituția spune foarte clar. Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidului care au reprezentare parlamentară. Majoritatea absolută în Parlament înseamnă jumătate plus unu. De ce era importantă? Pentru că desemnând un candidat pentru funcția de prim-ministru din această majoritate, apoi te duci în Parlament ca să ceri încuviințarea din partea Parlamentului a Guvernului și a programului de guvernare, ceea ce înseamnă jumătate plus unu. Dacă n-ai format jumătate plus unu această majoritate, te duci degeaba în Parlament. Exact. Președintele putea să desemneze pe oricine din cei cu care el a discutat cu reprezentanții partidelor. Însă, nefiind nimeni care să formeze această majoritate, s-a format PNL, USR Plus și UDMR. Putea să fie altfel. PSD, dacă forma cu AUR și cu USR Plus, spun, erau deja majoritate. Ceea ce e mai grav, domnul Sultan, nu e asta. Știți ce deduc eu că e foarte grav?
este această delăsare, și nu numai în România, în toată lumea, a cetățenilor de politică. Da, deci numai la voturi au fost cât? Au fost așa 30%. Așa e. Deci în momentul în care o treime... Au fost 40. Cam așa. Da. Deci foarte încă e bine. Bine, să spunem că din cauza pandemiei, dar nu. În Franța sunt 30. De 40. Pe domnul senator, când sunt 30% care votează, din care se alege o minoritate. Pardon. Vorbim de reprezentativitate. Din care se alege o majoritate. Da. Majoritatea aia cât de reprezintă? Nimic. Iar ceea ce e grav în România este că nu există o opoziție constructivă. Trebuie să existe o opoziție constructivă. Da, domnule, ok, ai câștigat, ai format guvernul. Dar eu, ca opoziție, am datoria de a cenzura propunerile majorității și de a vedea ce e bun pentru cetățean, dacă guvernăm în interesul cetățeanului. Dar nu mai guvernează nimeni în interesul României și al cetățeanului. Asta este, noi vorbim vorbe, noi dezvoltăm teorii după Montesquieu, după alți filozofi care au conceput ideea democrație. Dar la ora actuală, cum vă spuneam adineauri, sunt numiți din afară politicienii și dacă nu ești pe lista care trebuie, n-ai nicio șansă. Credeți. Vreau să fac o mică precizare. Vă rog. Faptul că sunt numiți din afară, faptul că în afară este comanda, nici nu mai trebuie... Da, știu cu toți. Toată lumea știe. Toată lumea știe. Este exprimat doar mai mult sau mai puțin, dar... Logic. Începe să-și facă de știu toți. E... și una din cauzele pentru care 60% n-au venit la vot. Eu n-aș fi venit la vot. Nu aveam cu cine să votez. Vă cred. S-a întâmplat că George, când mergea să-și facă filialele în țară, a trecut prin Suceava, prin fața monumentului care l-am în Suceava, s-a uitat așa în jurul lui, nu era semnat cine e făcut, de cine e făcut. Se gândea că poate de un bucureștean. Nu, e făcut de un sculptor de la noi. Pot să discut cu el? Mă puteți pune în legătură? Și a apărut la mine la atelier. Eu nu auzisem despre George până atunci. Eram ignorant, nu m-am prea interesat politica. Nu știu, în 5 sau în 15 minute mi-a spus, sunt George Simion, fără alte explicații sau comentarii, dacă v-am propune să candidați pe listele noastre fără nicio obligație de campanie electorală. Ne-ați putea da un răspuns, dar nu acum unul negativ, ci peste 3 zile. Am mai discutat puțin și aveam impresia că este de prost gust să zic că veniți peste 3 zile să vă spun nu. Și zic că nu mai veniți peste 3 zile. Trebuia să vină cei din Suceava. Mm-hmm. Nu mai veniți peste 3 zile să vă dau răspunsul acum. Sunt de acord. Dar a fost o chestiune, nu știu cum a zis-o. Da, deci nu am gândit. Am mers pe pilot automat. Și de atunci așa, am mers pe pilot automat la ceea ce am simțit. Și încerc să-mi pun în mișcare tot ceea ce ține de capabilitatea mea personală. Cred că am strâns o anumită experiență în cursul vieții și aș putea să... Eu aș fi vrut să fiu în Comisia de Cultură. Da, da. Însă, era bine. La Senat... Nu era bine. De ce? Stai să vă spun. Când am cerut, m-a întrebat Claudiu târziu, în ce comisie? Cultură. Dar stai să spun că n-am înțeles nimic cu aurul ăsta. Cine e președinte? Doi copreședinți. Păi nu știți istoria. Bicefal, deci, că vremea la Caramoscova. Claudiu Târziu și... E foarte bine. Eu nu știu. E foarte bine că nu este un liderus exact, maximus. Exact. Ei se completează, sunt... S-au inspirat din Revolta Bluzelor Galbene din Franța. Nu s-au inspirat. Să vă... Serios, acolo, când am întrebat presa cu cine vorbim, domnule, noi toți reprezentanți, nu e niciunul anume. Fix din acțiunile pe care le-au făcut. Au văzut că unul e bun în domeniul de acțiune militantă, unul e bun în domeniul de
așa, și se completează foarte bine. Important este să se păstreze conexiunea. Și se va păstra, se va păstra, da, pentru că... Așa, și în momentul în care am spus lui Claudiu târziu că dacă mă întreabă aș vrea Comisia Culturală, a zâmbit. Zice, nu vi se pare că ar fi prea ușor pentru noastră? Bine, și atunci, păi, v-am studiat CV-ul, cred că faceți față în Comisia de Buget Finanțe. Zic, dacă tu crezi că fac, înseamnă că trebuie să fac. Că trebuie să fac. Știți că îmi place foarte mult? E foarte interesant și e de maximă importanță. Orice lege trebuie susținută cu un buget. Nu există o lege care să poată fi aplicată gratuit. Da. Mai ales de-aia trebuie avizul Ministrului Finanțelor. La toate. În toate, da. Și eu nu zic nimic. Poftiți? Și eu nu zic nimic, mă abțin. Vă va fi greu. În sensul că vă va fi greu, sunteți plin de bune intenții, dar o să vă eviți de atâția obstacole. Facultatea de Științe Sociale se face în 3 ani. Da? Da. Aveți 4 ani ca să o faceți. Nu. Eu la următorul mandat veți fi parte. Nu. În 90 m-am făcut una printre primele firme din Suceava. Asta n-am știut. Și a trebuit să învăț contabilitate. Dar eu știam despre finanțe și contabilitate din fabrică. Când am luat repartiția în fabrică, prima dată directorul m-a pus o săptămână în fiecare birou sau serviciu. Deci, serviciul era mai complex, o structură mai complexă, birou era o structură. Am făcut o săptămână la serviciul de contabilitate, o săptămână la serviciul financiar, o săptămână la birou tehnic și în fiecare compartiment o săptămână. Am învățat cum funcționează o fabrică. În principiu știam cum, din teorie sau din cultură generală. Dar acolo am văzut cum lucrează oamenii, ce face fiecare să funcționeze o fabrică. Iar în 90, da, mai avem, ianuarie... Mai avem fabrici. Ce fabrică a fabrica asta? De sticlă din Suceava. Ce fabrică? Fabrica de sticlă din Suceava s-a înființat când m-am dus eu acolo. Am fost la începutul fabricii. Am preluat-o cu... de la zero. În ianuarie 90 s-a întâmplat să o conduc. Cred că e incredibil, dar există la arhivă documentele. Am făcut cel mai mare plan din istoria fabricii. Directorul general al centralei m-a sunat, a spus că nu e posibil să fim serios, să facem evidența corectă, i-am explicat cum și până la urmă am înțeles că era adevărată această chestiune. Bineînțeles, dar am pus toată lumea la muncă, toată lumea a muncit. Da, deci aveți... Ei vreau democrație. Și le-am spus că democrația este în stradă, în momentul în care a intrat în curtea fabricii este armată. Fiecare are sarcinile de serviciu pe care trebuie să și le realizeze și trebuie să facă fix ce au făcut oamenii, că n-aveau ce să facă. Însă s-au ales directorii de către muncitori. Nu m-am mai ales. Am înțeles. Dar acum sunt asociat la fabrică. Democrație fără disciplină nu există, de fapt, în orice. Au vrut oamenii să facă asta la noi atunci în 90, să facă o democrație din asta, fără granițe, libertate fără granițe. Fără și totuși, eu cu toate necazurile astea care cred că îmi plac necazurile. Constat că mi-au plăcut tot timpul. Numiți-le provocări. Da? Chiar vroiam, dar vreau să vorbesc un pic mai ca la țară. Îmi plac necazurile. Nu, dar să înțeles tuturor. Și părinții mei au trăit în necazuri, bunici și au fost întotdeauna învingători. Cred că asta presupune ideea de a fi român. Să îți asumi situația. Și e o tradiție a poporului care ține dintr-o istorie de dincolo de documentele scrise. E o istorie ființială a poporului nostru, jertfa prin care mereu s-a ridicat deasupra istoriei, în timp ce istoria mereu încerca să-l bage sub roți, sub șenile.
cum s-a întâmplat Marea Unire nu se poate explica în argumente istorice decât destinul popoarelor nu se stabilește pe pământ. Destinul popoarelor este stabilit de Dumnezeu, de sus. Da. Și poporul român acum își consumă fisele, da? Jertfelor, martirilor care au murit în istorie și sunt atât de mulți și atât de necunoscuți. Noi ar trebui să fim conștienți de acest lucru și în momentul ăla mândria că suntem români s-ar manifesta într-o responsabilitate istorică față de neamul nostru, față de, chiar, eu, în primul rând, neamul pornește de la familie. Bunicul meu și bunicul din partea mamei și bunicul din partea tatălui au fost deținuți politici, nu la Gherla. Au fost arestați, au fost judecați, n-au avut motive de condamnare, i-au eliberat, le-au luat ceea ce aveau, bunicul avea o moară și un gater, le-au luat, cu toate că le-au luat, el a lucrat la ele ca angajat. Și a mers, a funcționat, a trăit, a muncit până la 25 de ani. Să-l întrebăm și pe domnul Dima. Cum s-a manifestat la dumneavoastră de când ați plecat din România această mândrie de a fi român? Că uite, vă găsim tot aici, veniți foarte des în România, sunteți receptivi la tot ce se întâmplă pe plan politic, pe pământul meu, pentru că aici este o energie specială. Domnul senator vorbea din aur de familie. Ceea ce mă deranjează pe mine este că în ultima vreme familia este atacată. Se propovăduiesc aceste teorii LGBT. Unul din principiile Alianței pentru Unirea Românilor, familia, da? Familia, dar e un pilon. Un pilon. Din deci pilon. Familia, da? Și Dumnezeu, nimic fără, da? Dumnezeu, da, fraților. Deci, eu observ că familia atacată, că se insistă ca să acceptăm acele manifestații LGBT, care nu văd cui aduc vreun folos. În grădinițele din Franța învață pe copii că tata poate să poarte o fustă sau pe băieței că trebuie să se atingă, să se sărute de la 3-4 ani. Deci astea vor ajunge și aici. Dacă n-au ajuns încă, este mulțumită, bisericii noastre, pentru că mulți o critică cu bune cu rele. Această biserică a făcut istorie în România și a fost totdeauna în avangardă pentru poporul român. Eu cred că fără credință nimic nu e posibil. Asta este părerea mea. Mă întreba adinaori cum se manifestă mândria asta în Franța. Vreau să vă spun că în Franța, încă până nu de mult, au fost foarte în Franța și în Europa în general, că merg des și în Spania, merg și în Germania, am prieteni și în Anglia și vorbim. Vreau să vă spun că românii până nu de mult au fost foarte patrioți. În ultima vreme se produce un fenomen, de asta au votat mulți acum AUR, pentru că a fost o speranță. Dacă speranța asta nu se realizează și din câte văd că s-au divizat, s-au certat între ei și au apărut toate aceste disensiuni, nu știu cât va fi de bine, pentru că deja foarte mulți din români încep să se gândească să nu se mai întoarcă și au câștigat o situație materială bună. Copiii merg la școlile de acolo, deja nu mai învață română. Eu am prieteni care au copii, când mă duc la ei acasă, în vizită, vorbesc cu copiii, încerc să vorbesc românește, îmi răspunde în franceză. Deci există, dacă nu se face ceva, de asta spun că este urgență. Acum este urgență și aici sunt de acord cu doamna Șoșoacă că este urgență. Ori facem ceva și mai putem salva țara asta, ori dacă nu, am observat în ultima vreme, mergând prin restaurante, că întrebam un chelner dacă are un anumit produs și el, sărmanul, nu știa, îmi zice, sorry, și o întreb, where come from? Siria, Nepal. Deci există niște probleme. Această idee, după planul calergic, se știe de mult, este de a abrasa națiunile și Merkel a adus 1 milion de imigranți africani, dar ea nu i-a adus pentru Germania, că ea sunt toți vorbitori de limbă franceză. Deci vedeți că mai este războaie între țări și acum. Mulți au venit în Franța. De ce? Pentru că securitatea socială franceză este o pompă aspirantă. Acolo te duci, n-ai muncit în viața ta, te ia în primire, îți dă o carte de sănătate cu care te poți îngriji gratis și dacă este, îți mai dă și undeva să te cazezi. Am înțeles că se construiesc locuințe foarte mult. Multe se spune că asta dezvoltă, ține economia franceză, dar la un moment dat, vorba lui Donald Trump, Franța nu mai e Franța.
Și de asta vă spun, situația este foarte tulbure la ora actuală în lume și este o mare greșeală să continuăm așa cu, cum spuneau francezii, un cântec, tu va bien, madame la marchise, totul e bine, doamna marchiză, dacă castelul a luat foc, totul se prăbușește, dar totul merge tot bine. Da. Deci clasa politică actuală eu cred că trebuie schimbată radical. Trebuie oameni de bună credință care să gândească că a servi, a sluji țara este o onoare. Păi alegerile s-au făcut în 6 decembrie, mai așteptăm până în 2024. De asta s-a, păi nu mai trebuie așteptat. Dar vedeți, dânsii n-au luat suficiente voturi și vedem câți au luat. Da, sunt totuși păi sunt, acolo, n-au putere, sunt de bine puțin. Nu, mă scuzați. Da. A deci, la Suceava am luat 14,7%. Media a fost 10, da? Păi adăugați la acest 10, păi a 60 care n-au fost la vot. Ăia cu cine votează dacă ar fi să asta iasă la vot? Asta nu puteți noastră să spuneți că votează cu AUR sau... Credeți că votează cu PSD-ul sau PNL-ul? Nu, nu. Sunt convins că nu. Nu. Deci ăștia... Bineînțeles, ăștia... AUR-ul trebuie să dovedească că... Eu vă spun sincer, ați început prost, părerea mea. Nu trebuie să vă certați. Nu se trebuia știe. Discutat cu... Pardon, scuzați-mă. Cu doamna Șoșoacă, nu trebuia să ajungă la... Lucrurile se remediază din mers. Să sperăm. Se remediază, orice se poate remedia. Da, sperăm, vă rog. Să sperăm. Referitor la mândria de a fi român, cum se manifestă la dumneavoastră? Domnul Sultan. Mai avem decât 3 minute așa și de o să vă spun. Mândria e un păcat, domnul Sultan. Să fie mândri un păcat, dar îmi place ideea de a fi român. Da. Ideea de a fi român, da. Brâncuș a fost român și nu s-a sfiit. Nu s-a sfiit. Dar știți ce a spus Brâncuș când a plecat în Franța? Zice, vă las, când am plecat m-am da, lăsat. Da, bine, nu e sigur dacă asta este înapoi. Adevărat. Ce a spus și Petre Țuțea. Da, deci eu l-am cunoscut pe Cioran. Cioran nici n-a vrut, l-am cunoscut personal, l-am vorbit ani de-a rândul, s-a pregătit cu domnul Rațiu, atunci cu meu acela, toată acțiunea, ca să câștigăm libertatea, să ne scăpăm de comunism. Acum eu însumi să spun că a fost mai bine cu Ceaușescu decât cu acești 32 de ani, în care noi nu mai avem nimic. Ceaușescu ne-a lăsat fără datorii, ne-a lăsat cu industrie care puteam să modernizăm și... Da, urmare, tehnologizare. Să tehnologizăm și nu să facem, cum a zis Petrică Roman, care văd că e scos de la naftalină, s-a făcut furtul. Nu, eu am cu... Da, da, bine zis. Hai să mă întâlnesc cu Roman într-o emisiune aici, că trebuie să-l întreb despre chestiunea aia cu morman de fier vechi. Păi nu, l-am întrebat și eu. O să vă trimit emisiunea și a spus că a fost contextul interpretat greșit, pentru că se gândea la retehnologizare. O să vedeți știți exact. Știți ce preda printre altele domnul Roman în universitate? Da. Căutați în manualul de socialist științific al Politehnicii și o să vedeți acolo la coordonatorii manualului. Era manualul cursului. Da, Walter Roman, coordonator, iar Petre Roman era pe capitole profesor. Deci ăsta era coordonator. Era ceva de termodinamică, nu știu pe ce. Petre Roman preda la socialist științific în cursul de politehnică revoluția tehnico-științifică. Păi Tăticu era bolșevic. Nu, dar pe urmă, deci el, stați un pic, ce credeți că preda el la cursul de revoluția tehnico-științifică, iar la revoluție spune că industria românească e un morman de fier vechi. Sună interesant, nu? Da, când avea dreptate? Când era sincer? Când era sincer? Când spunea ce cursul, se spunea la cursul de revoluție tehnico-științifică sau după aceea? Eu aș vrea să închei cu frază, tot cu un vers din Eminescu, ce azi când fraza lustruită nu mai poate înșela, astăzi alții sunt de vină, domnii mei, nu este așa? Da, așa este. Ați arătat arama sfârșind această țară, prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară, prea v-ați bătut joc de lege, de datin și de obicei, ca să nu se arată dată ce sunteți niște mișei. Da? O, cum nu vii, țepești, Doamne, acum urmează. Asta e cunoscută, nu mai spune. Eu vreau să vă spun un lucru. Eu observ că toți profesorii noștri vin din alte părți. Au venit cu tancurile sovietice. Atunci ne mirăm că predau socialismul științific.
Deci asta este, dar... Nu mai avem decât 30 de secunde, dacă mai aveți ceva de spus în 10 secunde fiecare. Dacă nu, vă aștept și cu altă ideea ocazie. Ideea de a fi român. Da, da. Mulțumim mult pentru prezența în emisiune. A fost o emisiune excepțională. Mulțumim telespectatorilor. Eu zice dragostea de a fi român. Ne revedem mâine seară la aceeași oră. Mulțumim pentru atenție. Toate cele bune. Încă o dată mulțumesc invitațiilor mei din această seară.